Omizile au devenit o nouă provocare pentru agricultorii din regiunea Ungheni. Despre aceasta informează Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor ANSAN. Potrivit lui Sergiu Timofti, șeful secției Controlul Protecției Plantelor, Semințelor și a Materialului Săditor, omida păroasă a buxului iernează în stadiu de omizi, de obicei în vârsta a doua sau a treia, situate între două frunze protejate de fire mătăsoase, iar primăvara își continuă dezvoltarea. Adulții își fac apariția în lunile mai-iunie și august la temperaturi de peste 15 grade Celsius sub formă de fluturi. După împerechire, femelele depun ouă pe spatele frunzilor sau lujeri în grupuri de 5-20 de bucăți pe care le acoperă cu o substanță protectoare gelatinoasă. Stadiul de ou durează 30-40 de zile. Larvele apărute la început au 1-2 mm lungime, iar în 4 săptămâni ajung la dimensiunea maximă de 35-40 mm. Larvele se hrănesc cu frunze, producând uneori chiar defolierea totală, conducând la uscarea și pierderea plantei. Devorează masiv din interiorul plantei spre exterior, iar acest mod face ca semnele atacului să nu fie observate și intervenția să fie uneori tardivă. Larvele mici se hrănesc cu partea superioară a frunzei, iar larvele mari mănâncă complet frunzele, ambele cazuri conducând la uscarea plantei. Pentru a identifica prezența omizilor se fac periodic controle la plante de buxus, în special în partea de mijloc la interior, în intervalul lunilor martie-octombrie. Măsurile de combatere trebuie să se facă imediat ce larvele hibernante și încep activitatea de hrănire în primăvară. La o defoliere slabă, o posibilitate de stimulare a refacerii frunzișului defoliat poate fi irigarea în perioada de vară, mai ales atunci când seceta se instalează împreună cu temperaturile foarte ridicate.